Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe. Julie și-a ieșit din minți după ce Julia a fost ironică la adresa ei. Spiritele s-au încins în casa iubirii după ce concurentele și-au adresat cuvinte dure, măi fată, te potolești. Apar noi conflicte în casa iubirii. De data aceasta, protagonistele sunt Julie și Julia. Ce și-au reproșat cele două concurente? Apropierea dintre Julie și Robert stârnește noi controverse în cadrul show-ului matrimonial Casa Iubirii. Cei doi concurenți devin din ce în ce mai apropiați, lucru pe care l-au putut observa atât colegii lor de platou, cât și fanii emisiunii. După ultima lor întâlnire, fetele au vrut să afle mai multe detalii despre cum evoluează lucrurile în relația lor. Acela a fost momentul în care Julia a ironizat-o pe Julie, iar aceasta din urmă a răbufnit. În ultimele zile, fanii emisiunii matrimoniale Casa Iubirii au putut observa că între Julie și Robert se înfiripă o poveste de iubire. Cei doi par extrem de îndrăgostiți, își spun întotdeauna cuvinte frumoase și sunt mai fericiți ca niciodată. Mai mult decât atât, se bucură de fiecare clipă petrecută împreună, iar acest lucru se poate vedea cu ușurință. Julie l-a vizitat pe Robert și imediat după ce a ajuns înapoi în casa fetelor, a fost trasă la răspundere de acestea. Colegele sale de platou au vrut să afle totul de la Julie, mai ales că aceasta radiază de fericire. În tot acest timp, Julia a avut o reacție ironică, iar Julie a răbufnit. Julie, ce problemă ai, Julia? Dacă tu nu ești bine, atunci... Julia, am zis și nu am nicio problemă. Julie, de ce ridici tonul la mine? Julia, tu te-ai auzit cum ai țipat, a început disputa dintre cele două concurente. Cearta nu s-a oprit doar la aceste replici. Ulterior, Julie a acuzat-o pe Julia că provoacă conflicte doar din cauza faptului că nu mai are alte subiecte de discuții. Pe de cealaltă parte, Julia a declarat că nu crede în relația sa cu Robert, lucru pe care i-l a spus încă de acum câteva săptămâni. Cele două și-au adresat replici dure sub privirile celorlalte concurente. Bianca a fost singura care a intervenit, spunând că este de părere că Julia este o altfel de persoană în afara show-ului. Julie, Julia, îmi pare rău că te simți rău, dar asta nu înseamnă că ești numai tu aici și trebuie să țipi la toată lumea. Julia, măi fată, te potolești. Auzi, nu te supăra dacă este atât de important acest subiect pentru tine, de ce nu-ți-l continui subiectul cu ele și mă auzi pe mine? Julie, dar ce ți-am făcut? Ce ai? Eu înțeleg că nu ai și trebuie să faci cu alte persoane, dar eu nu simt din partea ta o energie negativă, ba chiar simt din partea ta o energie pozitivă și în afara emisiunii și nu înțeleg de ce vii aici și pare o altă persoană. Julia, îți zic de trei săptămâni că nu te cred cu robot. Care altă persoană? Ce inventezi? Măi, fată! Bianca, de aceeași părere am fost și eu. În afara ești într-un fel. Julia, scuze, am uitat, vorbiți voi surorile că eu nu vă bag în seamă, luați-vă apărarea acolo între voi că până la urmă o să vă dați de gol amândouă. Julie, pe baza acestui asta. Eu înțeleg că nu ai și trebuie să-ți creezi. Julia, pe spatele tău. Mulțumesc, Julie, că îmi dai materiale, că se numesc materiale, nu au continuat cele Julie și Julia.